Hei, salut și bine ați venit la Statistic Vorbind, o emisiune unde avem același procent de femei în conducere ca Banca Națională, adică 0%, cu diferența că noi nu suntem o instituție importantă pentru țară și conducerea emisiunii sunt eu. Astăzi o să vorbim despre egalitatea de gen și începem chiar cu emisiunea noastră, unde statisticile de pe YouTube arată că audiența e formată predominant din bărbați. Da, șocant, acești băieți nu prea au succes la femei. Mai exact în episodul ăsta o să vedem cum se măsoară egalitatea de gen și cum stă România la capitolul ăsta la nivel de statistici. Nu o să fie un episod în care explicăm că în România există sexism. Asta e ca și cum ai spune că sunt șerpi pe insula șerpilor sau că este un urs în Brașov chiar acum sau că Dan Negru o să prezinte Revelionul. Stai un pic, ce? Dan Negru nu o să prezinte Revelionul. Cred că asta e cea mai proastă știre pe care o să o văd astăzi. Asta dacă nu cumva are Andreea Esca ceva de spus. România mai are de făcut pași atunci când vine vorba despre egalitatea dintre femei și bărbați pe piața muncii. Mai bine decât noi la acest capitol stau Republica Moldova, Bulgaria, Serbia și unele state africane. În țările respective, multe femei au funcții de conducere, pe când la noi, de exemplu, dintr-un total de 446 de parlamentari, doar 88 sunt femei. Efectiv, sunt fetițe în Africa la care le spun părinții, păi bucură-te că tu ai drepturi, că sunt copii în România care nu au atâtea șanse egale. Da, România are o problemă foarte mare cu egalitatea de gen. Și știu, surprinzător, asta chiar și după ce am pus-o pe Ecaterina Teodoroiu pe bagnota de 20 de lei. Se pare că n-am rezolvat inegalitatea de gen punând o femeie pe bani, cum n-am rezolvat nici educația punându-l pe Eminescu pe bani. Dar hai să vedem ce e mai exact egalitatea de gen și cum se măsoară. Egalitatea de gen se referă la drepturi, responsabilități și oportunități egale pentru femei și bărbați și presupune să fie luate în calcul atât interesele, nevoile și prioritățile femeilor, cât și ale bărbaților. Deci trebuie să avem nu doar drepturi, ci și oportunități și responsabilități egale. Și astea două din urmă creează foarte multe probleme de percepție. Pentru că e foarte ușor să ne uităm la cum teoretic avem drepturi egale și să ne gândim că gata, avem cu toții șanse egale. Dar problema de fapt e mult mai complicată și ca să vedem cum stăm mai exact, trebuie să ne uităm la statistici. Mai precis, Institutul European pentru Egalitate de Gen produce anual un raport care monitorizează progresul fiecărui stat membru, pe mai multe criterii care includ muncă, bani, timp și putere. Oh, perfect! Încă un top european. Mă întreb oare dacă suntem pe ultimul loc. Na, știam eu. Da, se pare că suntem pe ultimul loc din UE la egalitate de gen. Și asta cu toate că avem modele foarte puternice feminine, cum ar fi Dana Budeanu, Gabriela Firea sau Nikita. Am umblat, strada este a mea. Eu reprezint strada. În ce sens? Nu, e și cu bani, cu mașini. Viața, strada e libertatea mea. În stradă mă regăsesc, e liniștea mea. Succes, fetelor! În același top de la Uniunea Europeană, pe penultimul loc fix deasupra noastră, se află Ungaria. Că na, până la urmă ei tot încurcă genurile și pe acolo cred că e mai mult o neînțelegere decât o problemă. Dar pe lângă Uniunea Europeană noi avem și instituții naționale care se ocupă cu egalitatea de gen. De exemplu, există Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Comisia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, împărțită în comisii județene numite CoGES. În caz că n-ai auzit de niciuna dintre instituțiile astea, e ceva normal. Nu sunt foarte cunoscute. De exemplu, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse are pe canalul ei de YouTube un singur video cu 240 de pixeli, postat în octombrie 2023, video pe care atunci când l-am găsit noi, avea o singură vizualizare. De la noi. Adică nici măcar membrii agenției nu s-au uitat la el. Și pe lângă toate organizațiile astea, mai există și Ministerul Muncii care se ocupă de egalitatea de gen prin Strategia Națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027. Strategia în care printre altele, Ministerul Muncii spune că nivelul egalității de gen din România a înregistrat în ultimii 5 ani o evoluție oscilantă. Evoluție oscilantă sună genul de expresie pe care o folosește un om care nu vrea să accepte că a pierdut bani în cripto. Dar se pare că, deși avem organizații care se ocupă cu egalitatea de gen, nu prea funcționează. Și, ca bărbat, cred că știu exact de ce schimbare avem nevoie. Prea multă vreme am trăit în societatea asta centrată pe bărbați. Exact din cauza asta, noi am luat Comisia Națională în domeniul legalității de șanse între femei și bărbați și comisiile județene în domeniul legalității de șanse între femei și bărbați. Le-am combinat și am creat Comisia de Organizare Județeană Orientată Non-Profit pentru Egalitate între Sexe sau COHONES, Până aici a fost cu inegalitatea între sexe, pentru că noi aici la Cohones luptăm pentru ca toți să avem șanse egale, pentru că și bărbații și femeile merită tratați cu toții la fel, câtă vreme au cohones. Nu știu voi, dar eu personal aș dona pentru organizația asta, dar revenind înapoi la topul acela european, și uite-l aici și sub formă de hartă, evident că suntem cu roșu, hai să vedem cum stăm mai exact la fiecare dintre criteriile respective. Ca medie, scorul nostru e de 56,1 din 100 de puncte, față de media europeană, 70,2 puncte. Cele mai mari scoruri le avem la bani și sănătate, dar ne trage foarte mult în jos scorul la putere. Măcar la sănătate și bani stăm bine, mulțumim netisandu. Dar înainte să ne uităm la ce facem prost, poate ar fi bine să ne bucurăm puțin de faptul că... De faptul că, la diferența de venituri, o ducem destul de bine, cu 3,6%. Există mai mulți factori care influențează asta, în special faptul că avem printre cele mai mici salarii din Europa, dar, hei, calul de dar nu se caută la sexism, nu? Un alt factor extrem de important e faptul că veniturile astea sunt în general comparate între femei și bărbați care ocupă cam aceleași poziții. Asta înseamnă că, deși diferența dintre mediile veniturilor poate să fie mică, până la urmă factori precum reprezentativitatea și accesul la oportunități sunt extrem de importante. Și aici stăm un pic mai prost. Cel mai slab scor îl avem la capitolul putere, adică femeile nu prea ocupă poziții de putere în structuri de stat, companii mari sau alte instituții importante. În politică stăm extrem de prost. Avem foarte puține femei în Parlament, în Consiliile Județene și în Guvern. Da, cu toate că am avut-o pe doamna Viorica Dăncilă ca prim-ministru. Uite, numerele arată cam așa. Doar 20% dintre senatorii ori deputații României au fost femei din 1990 până în prezent. Și acum, din 330 de deputați, doar 63 sunt femei. În Senat sunt 25 dintr-un total de 136 de senatori. Actualul guvern stă mai bine ca multe anterioare la acest capitol, dar și în el sunt doar 5 femei. În punctul ăsta pare că îți poți da seama de cât de importantă e o instituție la noi în țară după cât de puține femei are în conducere. Datele de la nivel mondial nu fac decât să confirme chestia asta. În 2020 eram pe locul 91 din 181 de țări la nivel global la procentul de femei în Parlament. Aveam doar 17,59% de parlamentari femei, sub țări precum Venezuela, Malawi sau Lesotho. Practic, la reprezentarea femeilor în Parlament stăm mai rău decât la fotbal. Dar stați liniștiți că de atunci am muncit, ne-am străduit foarte mult și până în 2023 am reușit să ajungem pe locul 123 de data asta sub țări ca Somalia, Turcia și Arabia Saudită, locul 91 fiind acum ocupat de Djibouti. Și pe lângă toate astea mai există noțiunea foarte importantă de segregare ocupațională, care înseamnă tendința de a grupa femeile și bărbații în sectoare specifice de pe piața muncii. Ea poate fi de două feluri. Orizontală, adică tendința de a angaja bărbați și femei în ocupații diferite și construirea unor domenii feminizate și masculinizate, sau verticală, adică tendința de a angaja bărbații și femeile pe poziții diferite în aceeași profesie. Segregarea ocupațională verticală și orizontală e practic cel mai sexist lucru care implică axe direcționale de când cu maneau aia cu sex frontal și sex orizontal. Dar pe lângă toate chestiile astea mai există și munca casnică, unde stăm foarte prost și femeile au un dezavantaj major. Aproximativ 91% din femeile cu copii petrec peste o oră pe zi făcând muncă casnică, comparativ cu doar 30% dintre bărbații cu copii. Deci, comparat cu femeile, bărbații sunt foarte absenți de la munca casnică. Poate de asta avem așa de multe daddy issues. Dar pe lângă asta, majoritatea sarcinilor pică de obicei pe femei. În proporție mai mare de 70%, femeile calcă rufe, spală haine, pregătesc mâncarea, spală vase și fac curat în casă. Până în punctul în care în medie femeile petrec de 2,5 ori mai mult timp decât bărbații pe muncă casnică, muncă care nu e plătită, dar consumă timp și energie. Păi și totuși Bărbații ce fac mai exact? Mă bucur că am întrebat. Bărbații din România nu lasă pe nimeni să intreacă la băutură și reușesc să bage sub masă orice european și nu numai. Un raport recent arată că aproape 60% dintre conaționale au frecvente episoade de băut excesiv, adică dau gata mai mult de șase pahare de vin sau halbe de bere la o singură întâlnire cu prieteni. Și înainte să scrieți în comentarii că păi și femeile beau, statisticile arată că în România bărbații beau în medie de trei ori mai mult. Sau, cum ar spune eu cei de la ProTV... Dacă românii sunt campioni, româncele ne trag în jos. Per total, potrivit unui raport recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ne depășesc doar cu un procent danezii. Pe ce facem fetelor? Hai că puteți mai mult! Până la urmă, pentru femei, inegalitatea asta e absolut evidentă. El o experimentează zilnic. Dar din statistici devine absolut evident că nu facem ca țară destule încât să asigurăm egalitatea de gen la nivelul întregii țări. Știu, și pe mine mă surprinde chestia asta, chiar credeam că facem destule. Mai ales după ce filmul Barbie a încasat în România aproape 3 milioane de dolari. Și toate problemele astea fără măcar să atingem vreun subiect legat de criminalitate sau violență domestică. Dar hei, măcar în educație nu facem eforturi active ca să descurajăm femeile, nu? În general, am avut un profesor de matematică pe care ulterior uh, ni l-au schimbat. Care, într-adevăr, nu prea se înțelegea cu fetele, și cumva simțeam că ne discriminează pe toate. Și câteodată ne spunea că am putea să mergem la bibliotecă dacă vrem la ora lui, pentru că oricum nu aducem nimic folositor la ora lui. S-a întâmplat și la școală să se zică că nu, că fetele nu știu să nu calculați, nu aveți nevoie de calculator, niște chestii de astea care mi se pare că sunt nepotrivite. Astea, din păcate, nu sunt cazuri izolate și e drăguț, dar mai mult trist că fata respectivă încerca să fie atât de drăguță și să exprime frumos față de un om care a fost atât de sexist. Nu prea se înțelegea cu fetele, e ceva ce ar putea spune părinții mei despre mine în liceu, nu ceva ce ar trebui să zic o fată despre un profesor care a fost sexist cu copiii la clasă. Și partea cea mai nasoală e că tu, ca fată, în gimnaziu, trebuie să continui ora, trebuie să asculți ce zice profesorul și, practic, trebuie să procesezi tot sexismul ăsta în același timp cu ecuațiile de gradul 2. Și de parcă am mai avea nevoie de argumente în plus, trebuie să ne amintim că din toată discriminarea asta nici măcar nu câștigăm nimic, doar pierdem. Până la urmă toată discriminarea asta înseamnă că există o pătură destul de largă a societății care nu poate să contribuie la dezvoltarea noastră socială. La nivel global se estimează că discriminarea pe bază de gen din instituțiile sociale costă economia globală până la 12 trilioane de dolari. În timp ce îmbunătățirea egalității de gen ar duce la o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor cu între 6,1 și 9,6% în Uniunea Europeană. Dacă vrem să îmbunătățim egalitatea de gen la noi în țară, până la urmă sunt lucruri pe care le putem face. De exemplu, putem fi atenți la ce partide au femei pe listele electorale. Putem să donăm bani organizațiilor cum ar fi Centrul Filia, care se ocupă cu egalitatea de gen. Până și la nivel individual. Dacă ești femeie, de exemplu, și vrei să trăiești într-o țară unde e mai multă reprezentativitate în Parlament pentru femei, poți să te muți chiar astăzi în țări precum Republica Moldova, Timorul de Est sau Tanzania. Și dacă ești bărbat, dacă există un singur lucru cu care rămâi din episodul ăsta, ține minte. Atunci când o femeie îți spune că nu faci destulă treabă prin casă, cel mai probabil că are dreptate. Mă rog, statistic vorbind. Am umblat, strada este a mea. Eu reprezint strada, în ce sens? Nu, e cu bani, cu mașini. Viața, strada e libertatea mea.